Un accident spectaculos a avut loc astăzi în centrul Zalăului. În urma unui impact puternic, mașina unei clujenci a fost pur și simplu răsturnată și a fost târâtă câțiva metri pe carosabil. Din primele cercetări rezultă că un autoturism care ieșea din intersecția de pe strada Unirii a intrat în lateralul mașinii conduse de femeia din Cluj care venea spre primărie. Ajuns la fața locului, paramedicii au asistat două persoane, însă nu a fost nevoie de transportul lor la spital. Pompierii au balizat zona, au deconectat bateriile și au sablat carosabilul. Timp de mai bine de o oră, în zonă s-a circulat cu dificultate.